copiii din țara noastră nu s-au descurcat. Eu nu cred că își mai poate permite vreun primar să nu investească în școală. Vă simțiți politician? Care haine mai grea, cea de ministru sau de consilier prezidențial? În cazul meu, cea de consilier prezidențial a însemnat... De unde vin presiunile? Ei ne-au spus cum și-ar dori ei să fie sprijiniți. Salutare, oameni buni! Bine v-am regăsit la podcastul nostru Liberali. Astăzi, invitatul meu este ministrul educației, doamna Ligia Deca, de 2 ani ministru, aniversați zilele acestea, 2 ani de ministeriat. Să rămână, doamna Deca! Bună ziua și bine v-am găsit! Care haine mai grea, cea de ministru sau de consilier prezidențial? Întotdeauna cea de ministru, pentru că e foarte multă responsabilitate, dar în cazul meu, cea de consilier prezidențial a însemnat... Controarea unei viziuni pe termen lung. Deci a fost cu multă responsabilitate în ambele părți. CV-ul noastră e impresionant, consilier de stat, apoi consilier prezidențial pe educație și cercetare, aveți multe publicații în străinătate, ani de activism în rândul studenților, organizațiilor internaționale de studenți. Spuneți-ne două vorbe despre asta. A fost probabil perioada vieții mele care m-a adus înspre politicile educaționale. Eu am fost studentă la navigație și transport naval, am făcut inginerie, trebuia să fiu ofițer de marină. Mi-a plăcut foarte mult facultatea, mi-am și dorit să navig, însă odată cu faptul că am intrat în mișcarea studențească, în Liga Studenților din Universitatea Maritimă, a venit și pasiunea pentru a înțelege mai bine politicile educaționale. Am activat la nivel local, la nivel național, ca președinte al Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești și apoi 2 ani am fost la nivel european președinte al Uniunii Studenților din Europa. Și în acest fel, cumva, interesul meu și rețeaua profesională a mers către această zonă a politicilor educaționale, ceea ce m-a și condus la un doctorat la Luxemburg în științe politice, internaționalizarea învățământului superior. Prima mea întrebare, așa cum i-am obișnuit pe privitorii noștri, e să ne spuneți ceva despre noastră ce nu știm. Dar asta mi se pare chiar tare. Cum adică ați vrut să fiți ofițer de marină? Capitan de vas? Ofițer de marină comercială, când absolv facultatea, nu ești comandant, ești ofițer de marină, dar, într-adevăr, mi-am dorit să navig și mi-am dorit să ajung până la nivel de capitan comandant. E o meserie care pentru mine însemna, pe de o parte, responsabilități de leadership, e ceva ce ești învățat din anul întâi, că răspunzi pentru tine, echipajul tău, pentru tot ce înseamnă vaporul și marfa de pe el. Și în același timp mi-am dorit să fie o meserie în care să pot practica cunoștințe de discipline reale, să fie pasionant, să călătoresc. Nu-mi doream o meserie de birou. Nu. Deși mă pregătisem în liceu, am absolvit Colegiul Național Mircea cel Bătrân Constanța, să dau fie la automatică, la Politehnică, fie la drept în București. A venit această opțiune care cred că a făcut parte din perioada mea de rebeliune a tinereții în care am zis nu, voi fi ofițer de marină. Cred că eram 7 fete și... într-o promoție de 200 de băieți. Ați făcut practică pe vas? Am făcut, da, în anul 3. Ce vă amintiți? Când s-a oprit motorul în mijlocul Mării Negre și a trebuit să gestionăm cu toții, adică echipajul împreună cu cei 40 de studenți în practică această chestiune. Am învățat să gestionăm crize și să fim responsabili unii pentru ceilalți și ajută asta, să știți și acum. Da, e o meserie teribil de grea pentru femei. Așa mi s-a spus din anul întâi, dar eu cred că meseriile ți le alegi în funcție de ce te pasionează. Nu cred că există limite pentru femei sau pentru bărbați în meserii și asta o demonstrează, de exemplu, faptul că avem șef de promoție, fete, femei, la toate programele de învățământ superior care erau tradițional văzute ca fiind meserii masculine. Nu mai există această delimitare. Există numai vocație și pasiuni. De spiritul de aventură și de cunoaștere v-a dominat încă de copil. Până la rigoarea pe care o cere o funcție ca cea de consilier, de președinte de țară sau de ministru. Să știți că e un set de valori între a învăța din anul întâi că ești responsabil de viața oamenilor, că atunci când ești în cabina de comandă trebuie să rezolvi probleme și trebuie să ții în siguranță pe toți cei care sunt în responsabilitate și responsabilitățile ulterioare de reprezentant pentru colegii tăi, responsabilitățile care țin de o funcție publică, lucrurile astea, valorile astea rămân cu tine și m-a ajutat foarte mult școala de leadership pe care ți-o dă o astfel de universitate. Universitatea Maritimă din Constanța este Universitatea Facultatea de Navigație. V-a scos cu diplomă de capitan de vas? Scoate o diplomă de inginer, diplomat, așa se numește, inginer în transporturi maritime și cu posibilitatea să dai brevetul de ofițer de marină. Și ați pus diploma asta în cui? Pentru că
că v-a deturnat cine? Organizațiile studențești. Această implicare civică de foarte tânără de a-mi reprezenta colegii și de a contribui la politicile educaționale. Mi-aduc aminte de negocierile pe diferite variante de lege ale educației încă din 2007, 2008, 2009. Deci cumva am văzut evoluția asta a legilor educației și a politicilor educaționale din postura de reprezentant al studenților, din postura de doctorand, din postura de expert în educație și apoi mai târziu în funcțiile publice. Haina grea de ministru, de unde vin presiunile? Pe rolul ăsta, pe funcția asta, dinspre părinți, dinspre profesori, dinspre elevi, dinspre un sistem foarte greu de schimbat în ultimii 30 de ani, pentru că lucrează cu mentalități? Cred că vine în primul rând din faptul că educația are grijă de copii. Copii în care noi toți ne punem speranțele și atunci noi toți simțim că avem dreptul legitim să spunem ce ne dorim de la educație. Și nu întotdeauna aceste dorințe sunt aliniate. Adică ceea ce își doresc părinții nu e neapărat aliniat cu ceea ce își doresc cadrele didactice, ceea ce își doresc elevii nu e neapărat în linie cu părerea generală în societate. Și atunci e o muncă de echilibrare. E o muncă de echilibrare, de a răspunde la așteptări, dar în același timp de a nu scoate de pe șine un sistem enorm. Este cel mai mare sistem public din punct de vedere al numărului de oameni implicați. Și cred că este sistemul pe care lumea are un drept legitim să opineze. Fie că a fost în școală, fie că are copii în școală, fie că are membrii ai familiei care sunt profesori sau angajați în sistem. Deci este... De aici vine responsabilitatea, de aici vine, știu eu, presiunea, mai ales că te joci cu destine. Orice măsură pe care astăzi o iei se vede într-o generație în general și are un impact social foarte mare. Și de aceea cred că pe undeva toți miniștrii educației au simțit această greutate, dar în același timp au avut și puterea să facă la un moment dat compromisuri cu ceea ce probabil opinau ei. Și asta e o chestiune dificilă. Pleci cu niște păreri proprii, cu niște convingeri. Din punct de vedere al activităților în minister, ești nevoit la un moment dat să faci compromisuri. Până la urmă, e definiția politicii. Asta important e să rămâi cu convingerea că compromisul este cea mai bună variantă pe care o poți obține pentru copii. Compromisuri nu cu principiile. Nu cu principiile, nu. Compromisuri cu modul de a ajunge la țintele la care vrem cu toții să ajungem. Până la urmă aveți un dialog cu toți acești actori sociali și compromisul înseamnă că e parte din dialog. Partea bună este că avem cam aceleași obiective. Cu toții ne dorim rezultate mai bune pentru copii. Cu toții ne dorim să scădem abandonul școlar. Cu toții ne dorim universități bune și competitive. Diferențele de opinie apar la cum, modalitatea de a ajunge acolo. Și cât de repede, pe timpul nostru și al elevilor sau studenților, nu? Care trebuie să devină... Și aici e o balansare între nevoia noastră a tuturor de a avea rezultate rapid cu nevoia să reușim să convingem suficient de mulți oameni ca politicile să nu se schimbe a doua zi după ce nu mai ești în poziție. Apropo de repede și de ritm, ar trebui să se întâmple cu un ritm susținut pentru că vin bani prin Planul Național de Reziliență. 260 de milioane de euro pentru cămine, cantine, spații de recreere. Am câteva cifre. S-a discutat mult despre cămine, chiar la începutul anului universitar au fost niște reportaje de presă cu niște incendii punctuale în anumite camere de cămin. Mesajul important pe care îl avem de dat este că avem 30 de cămine care se construiesc sau se reabilitează prin CNI, prin Compania Națională de Investiții, plus încă 260 de milioane de euro prin PNRR pe care universitățile îi utilizează pentru a crește baza aceasta de cazare pentru studenți. E foarte important pentru un tânăr care vine dintr-o familie dezavantajată, de la sat. E aproape imposibil să meargă la universitate într-un oraș mare dacă nu are acest sprijin de cazare. O chestiune importantă e aceea a siguranței în școli. Des vedem la televizor, în presa, toate cazuri de violență în școală. Aveți programe dedicate pentru bullying, de pildă? Da, avem o campanie care se numește Împreună prindem curaj. O campanie cu finanțare în care școlile asta fac. Sesiuni de informare pentru elevi și părinți, formare cu profesorii și cu dirigenții, inclusiv chestiuni mai nou formale. E o oră dedicată pe săptămână sau la dirigenție sau la cultură civică? La dirigenție, la școală altfel. Anul acesta și anul acesta, ca și anul trecut, avem temă preferențială la școala altfel, combaterea violenței, consumului de droguri și alte substanțe interzise și educația rutieră, că am avut și acolo probleme. Performanța. În România
În România avem o tradiție de performanță și avem și o tradiție în a sprijini performanța. Am făcut și mai mult prin legile educației, în sensul în care am crescut semnificativ și numărul burselor de performanță, dar și cuantumul lor. De exemplu, dacă avem un elev olimpic la Olimpiada Internațională, pe lângă premii, care pot ajunge până la 20.000 de lei, are și bursă care poate ajunge până la 100% din salariul mediu brut, care acum este 3.700 de lei lunar. În plus, și profesorul care îl îndrumă primește aceeași sumă, se face admitere la universitate fără concurs, tocmai pentru a-i ajuta să rămână în țară, asta ne dorim. Și de asemenea, sprijinim prin acoperirea cheltuielilor de deplasare, prin finanțarea centrelor de excelență din județe, unde se pot pregăti suplimentar. Încercăm ca ei să fie sprijiniți. Adică, cred că nu e suficient doar să îi admirăm atunci când iau premii. Trebuie să-i susținem să ajungă acolo. Cum ați ajuns la concluzia asta? Au venit doleanțe din teritoriu sau am văzut la alții din alte țări din jurul nostru care poate performează mai puțin la informatică, la fizică, la chimie, la bateriile astea grele? Am ajuns la această concluzie vorbind cu profesorii care au o tradiție în a pregăti loturi cu premii internaționale. Ei ne spun de ce au nevoie copiii, am vorbit și cu ei, am avut întâlniri cu olimpicii în care ei ne-au spus ce își doresc de la educație și cum și-ar dori ei să fie sprijiniți. Un lucru pe care ni-l spun și cred că e bine să-i ascultăm este că își doresc mai multe discipline unde să le fie stimulată creativitatea. Deci copiii sunt extraordinar de creativi și au nevoie de o personalizare a educației, ceea ce până la urmă e un concept profund liberal, să dai fiecărui tânăr ce îi trebuie ca să ajungă la potențialul lui, indiferent de unde vine, indiferent de cum e familia, e un concept profund liberal și stă la baza tot ceea ce am făcut noi în educație. Și când nu-i dai și e dezamăgit de rezultatele sistemului, pleacă afară. N-aș spune. Cred că mulți copii pleacă afară și se și întorc. Avem numeroase exemple de copii extraordinari care își fac un program de învățământ în afară, ceea ce e chiar susținut și stimulat de Uniunea Europeană, apoi se întorc și reușesc să dea înapoi țării din această experiență extraordinară. Nu vreau să aduc exemplu propriu, dar am făcut doctorat în Luxemburg și am stat acolo. Deci am locuit în Luxemburg peste 3 ani și m-am întors în țară din convingerea profundă că ce am învățat la doctorat trebuie pus în practică acolo unde cred eu că este nevoie și anume acasă. România rămâne o țară pauperă, nu? Statisticile Eurostat ne arată că suntem penultima cea mai săracă în continuare din Uniunea Europeană și asta se transpune și în abandonul școlar. E o problemă. Deci sărăcie egal abandon școlar. Ce facem? Încercăm să nu mai avem această dependență de unde te-ai născut și de familia în care te-ai născut atunci când vine vorba de performanță școlară. Ne arată PISA că în orașele mari performanța este peste media Uniunii Europene. În zonele rurale, performanța este mult sub. Deci, trebuie să ducem resursele acolo unde putem face diferență. Asta înseamnă introducere de burse, de reziliență. Un alt lucru pe care îl putem să-l facem este să ne asigurăm că ei au baza piramidelui Maslow asigurată. Adică nu le e foame la școală, de exemplu. Dăm o masă caldă la școală și am crescut acest număr de la 350 de școli până acum la un număr impresionant. Una din trei școli din România are masă sănătoasă în acest an școlar. Și deja vorbim despre peste 650.000 de elevi. Obiectivul meu, al nostru, al liberalilor, trebuie să fie ca toți elevii să primească o masă la ce școală. Ce se mai dă în punguliță asta de mâncare? De la celebrul corn al Năstase. Există un ordin de ministru care vorbește despre aport caloric și mâncare diversificată. Fie că e masă caldă, dacă infrastructura permite servirea ei, fie că e pachet alimentar, ea trebuie să respecte niște reguli. Și e foarte important ca cei care fac licitațiile, în general primăriile, să respecte acele reguli și dacă nu sunt respectate, să fie sesizări. Pentru că dacă tot dăm o masă la școală, trebuie să fie una sănătoasă și adecvată pentru copii. Mai facem și alte lucruri. De exemplu, am crescut numărul de consilieri școlari. E foarte important să ai un om care crede în copii și poate profesionist să adreseze temerile lor, traumele lor uneori, problemele emoționale. Sunt mulți copii și ne spun, de exemplu, profesorii din anumite școli, din zonele marginalizate, care n-au orizont. Ei se gândesc că facultatea nu este pentru ei. Ceea ce nu e adevărat. Ei au talent, au potențial, au și rezultate unii dintre ei și nu se gândesc că ar putea, că le-ar fi permis. De aceea am introdus, de exemplu, programul Primul Student în Familie. Pentru că în România era de 13 ori mai probabil să ajungi la facultate dacă unul dintre părinții tăi au fost la facultate. Deci toate aceste măsuri, din nou, fac parte din convingerea profund liberală că fiecare om trebuie prin muncă și talent să ajungă acolo unde merită. Dar pentru asta
trebuie ca până când oamenii își pot lua zborul, până când devin adulți, să-i susținem. Bun, dar aspirațiile astea și veleitățile trebuie să fie fiecărui copil până la urmă sau părinte de copil. Trebuie să aibă o transpunere în realitate. Adică de ce să vreau să fac o universitate privată, particulară, care mă și costă mult și unde calitatea nu e aceeași ca la stat, decât să vreau să fac o meserie, nu știu, o școală profesională, să ies, eu știu... Cred că am rămas cu impresia că meseriile mai înseamnă multă muncă fizică sau lipsă de respect social. E foarte departe de adevăr și ne-o spun angajatorii. Acum meseriile înseamnă cunoștințe avansate de tehnologii superioare, de robotică, de digital. Avem din ce în ce mai multe companii care cer oameni chiar creativi, adică care au capacitatea să inoveze. De aceea, pe noua lege, toate rutele de liceu pot duce la învățământ superior. Pe ruta profesională se construiesc programele în parteneriat cu mediul privat, cu un procent de practică foarte mare, îi pot și angaja după 16 ani cu contracte cu timp parțial și se recunoaște ca practică și dacă ei se consideră mulțumiți de meseria lor, de cât câștigă în piață, ies, da, în piața muncii cu nivel de calificare după clasa 11-a, nivelul 3, muncitor calificat, după clasa 12-a, tehnician. Știți ce la mare căutare dacă stați la casă un electrician sau un instalator? Ei câștigă mai mult decât unii care au terminat învățământ superior, dar ei încă nu știu asta. Și ceea ce nu mai știu este că nu mai sunt meserii care să implice o limitare de orizont. De aceea am făcut rută completă duală, de aceea am introdus facilități fiscale pentru angajatorii care se implică în învățământ dual, pentru că, dacă suntem sinceri, inovația nu vine din partea statului întotdeauna. Vine din aceste parteneriate public-privat. Iar ruta completă în învățământ dual este, în opinia mea, cea mai mare transformare care ne va aduce mult mai aproape de o economie competitivă și, de altfel, de bunăstare. Că și banii pentru educație vin dacă o țară are suficient buget cât să poată să investească. Ce ați făcut pentru infrastructură? Nu contănesc totuși poveștile înduvioșătoare cu copii care merg 2, 3, 4 ore pe jos ca să ajungă în dimineața respectivă la școală. Am introdus chiar acolo unde nu avem rute de transport public, chiar dacă sunt firme private care fac transport, am introdus sume pe care familiile să le poată cheltui în acest scop. Am construit școli noi sau am consolidat, primăriile au accesat că au fost făcute prin Compania Națională de Investiții, s-a investit enorm și să știți că mai ales în educație timpurie, creșe, grădinițe și de asemenea am dotat școlile. Fabulos de mult. A fost cea mai mare investiție din ultimii ani, cred că de după 1990, în dotări de la mobilier, la laboratoare de științe și informatică, inclusiv ateliere de practică, inclusiv cabinete de consiliere școlară. Toate școlile din România au fost eligibile, au putut aplica și într-o proporție covârșitoare, fața școlii în România s-a schimbat. Asta înseamnă că un copil nu se mai duce la o școală unde bate vântul, unde nu ai ce trebuie, se duce într-o școală unde îi face plăcere să meargă. Da, lucrul ăsta țin nu neapărat de conducerea centrală, de la minister, de la București, cât de managementul local, de directorul școlii. Să vrea să schimbe geamurile, să vrea să pună tehnologie de primărie. Să știți că patrimoniul școlilor, clădirile, sunt administrate de primării. Noi ne ocupăm de profesori și de partea de conținut, de programe, de corelare metodologică. Asta nu înseamnă că n-am avut programe naționale, cum au fost cele prin PNRR, dar cei care investesc în școli sunt cei din autoritățile publice locale. De aceea, unde este un primar gospodar și care înțelege rolul educației, o să vedeți și școli model. Dar unde e un primar PSD sau de la AUR și știe că Ligia Decaie e ministra PNL la educație, acolo școala merge bine, în sensul că are ce-i trebuie. Eu nu cred că își mai poate permite vreun primar să nu investească în școală, pentru că așteptările oamenilor sunt ca sistemul de educație, sistemul de sănătate, în general, investiția în infrastructură să se facă dacă plătesc taxe și impozite. Și e un demn pe toți cei care au de făcut o alegere să se uite și la școală, să vadă oare școala mea arată bine, care dintre candidați se va concentra ca un copil, da, al meu sau al vecinului, să ajungă acolo unde trebuie pentru că școala îl susține. Deci presiunea societății e... Presiunea societății e mare și să știți că toate schimbările astea, noile legi ale educației, discuțiile pe educație, așteptările populației au făcut și să avem cea mai mare alocare bugetară în acest an pentru educație. Și în termen nominal, 74 de miliarde și ca procent din PIB, e foarte important să păstrăm trendul. Am mărit salariile la profesori,
Da, am reușit să investim în infrastructură, acum trebuie să ne concentrăm să nu mai pierdem copii și să creștem calitate. E o vorbă pe care o tot auzim de ani și ani, că școala românească nu te pregătește pentru viață. Învățământul dual, iarăși de care tot auzim ultimele luni, ani, rezolvă? Rezolvă. Am văzut asta în școlile profesionale pilot pe care le avem în țară, la Brașov, la Alba, la Sibiu, la Timiș, da? Sunt școli duale susținute de companii care au dovedit că există după aceea mare căutare pe piața muncii și absolvenții sunt mult mai bine. Concret, alegeți una și faceți-mă să înțeleg ce se întâmplă cu procesul ăsta. Concret, școala profesională de la Brașov, Kronstadt, este o școală profesională care pregătește cu un procent mare de practică, cu ateliere de practică la angajator, la companii mari, care dă și burse, susține social copiii, ca după aceea să aibă o inserție fantastică de peste 90% din absolvenți care lucrează la companiile care s-au alăturat școlii pentru a-i pregăti. Nici nu pleacă din țară, reușesc să asigure nevoia de resursă umană a companiei, iar compania, investind în formarea lor, economisește după aceea din costurile de recrutare sau din costurile de pregătire, că poți să ai un absolvent care are nevoie să-l pregătești în companie. Dar sunt prea puține școlile profesionale. Da? Ele au fost desființate de un predecesor al noastră la un moment dat. Noi le-am reînființat, pentru că noi chiar credem că meseria e brățară de aur și avem 29 de campusuri duale integrate, acum finanțate prin PNRR. Ținta era de 10. Ce supracontractat. Atunci? N-aș ști să spun. Să devenim toți intelectuali și culmea asta veneau... Dar asta nu ne împiedică. De-aia avem rută duală completă, pentru că un copil bun, chiar dacă s-a pregătit pe sistem dual, ar trebui să poată să meargă. Nu știu, poate la 35 de ani decizi că ești gata să mergi mai departe academic. Trebuie să ai această posibilitate. Personalizarea și flexibilizarea sistemului de învățământ trebuie să însemne că la orice moment din viață, și știm că acum schimbăm slujba odată la 5 ani, în medie, trebuie să poți să înveți sau să schimbi calificarea în așa fel încât să fii în continuare competitiv pe piața muncii. Asta facem. Finanțăm cu aproape 600 de milioane de euro aceste campusuri integrate. Ce înseamnă campus integrat? Autoritate locală, școală profesională, primărie, companii. Toate împreună fac campus, programe adaptate, dau burse, sprijină social copiii, tocmai pentru a nu mai avea această nebunie. Avem mulți tineri care nu sunt nici în educație, nici în formare, nici angajați și în același timp companiile ne spun că nu au suficienți oameni pentru a acoperi nevoia de resursă umană. E o nebunie și trebuie să o rezolvăm. Un alt capitol care lasă de dorit cumva, pentru că ne dă bătăi de cap, cuvântul digitalizare în școală. Mie un nume dor de mirosul peniței de cerneală. Acum e catalogul electronic și tot mai multe școli implementează treaba asta. Așa este. A crescut fantastic numărul școlilor care implementează o astfel de soluție. Inițial erau reticente. Acum, de când am eliminat bariera aceasta că trebuiau să completeze în dublu și în catalogul electronic și în cel clasic pe care îl știm noi, și am spus că pot printa pur și simplu catalogele, să le semneze și să le arhiveze sau le pot arhiva direct digital. Asta este noua reglementare pe care am dat-o recent. Normal că școlile au devenit mult mai deschise. De ce? Pentru că nu fac doar notare. Trimit și teme, comunică cu părinții, reușesc să aibă un profil al elevului, reușesc să vadă o evoluție în timp. Deci catalogele astea electronice sunt în multe cazuri deja sisteme de management al școlarității. O să avem un catalog național pe care o să-l realizăm cu fonduri europene și mai avem un progres. Unde ați văzut asta că se întâmplă? În general, statele dezvoltate au deja digitalizată partea de management școlar. Și ce vezi acolo, în catalogul ăsta național? Catalogul național, fiecare școală, practic, are ce se întâmplă și acum în catalogul electronic, existând posibilitatea să interoghezi tu la nivel județean național și să poți să faci statistici anonimizate. Pe mine nu mă interesează ce not a luat Georgescu. Pe mine mă interesează să știu pe intervale de notare cum stă o anumită generație ca să pot să-mi dau seama ce trebuie să fac eu ca politică publică să intervin, ce remedial să plătesc, ce performanță trebuie susținută. Deci asta face catalogul electronic, dar știți cum am început deja să facem asta? Cu digitalizarea evaluării examenele naționale. A fost primul an, anul trecut școlar, în care toate examenele naționale au fost corectate digital. Asta înseamnă că noi acum știm... Au fost și breșe, au fost și încurcături. Au fost minore în sensul în care programul a fost pilotat 2 ani înainte. Deci nu au fost probleme majore de platformă, nu au fost probleme care să pună în pericol finalizarea studiilor sau ierarhiile acelea care se fac pentru admiterea la liceu. O proporție enormă a profesorilor au spus că este un mare progres. Îi scapă de multă birocrație, nu mai fac de mână borderouri. Plus că noi mai avem o mare șansă. Unu, să vedem când doi corectori
nu se armonizează și putem interveni direct și am reușit să schimbăm metodologia în acest sens. Și doi, să vedem la ce subiecte copiii din țara noastră nu s-au descurcat. Noi putem să vedem, avem o problemă la geometrie, știm că trebuie să intervenim anul următor prin formarea profesorilor ca să predea altfel la geometrie pe înțelesul copiilor. Asta aduce digitalizarea. Testele PISA ne-au arătat, ne-au pus în oglindă, practic. Ce schimbăm, cum schimbăm, cât durează? Testele PISA ne reiterează ceea ce noi știam și prin examenele naționale, că avem diferențe enorme urban-rural, că avem diferențe enorme care nu țin de potențialul copiilor, ci de posibilitățile familiei. Ce facem noi ca să adresăm aceste lucruri? În primul rând, avem un program național de alfabetizare funcțională, o să avem o platformă care o să testeze anual copii, în așa fel încât să nu mai ajungă la 15 ani când au examenul PISA să știm că au niște goluri. Să vedem, de exemplu, că între clasa a treia și clasa a patra s-au acumulat niște carențe și atunci să poată fi adresate imediat. Aceste testări anuale, standardizate, pe care le vom putea implementa cu noua platformă, trebuie să fie aplicabile în 2 ani școlari, avem nevoie de timp să dezvoltăm platforma și după aceea să începem să le implementăm. E greu de șefit, să spun așa, la Ministerul Educației? Ajută mult să ai o echipă sudată. Este evident un minister greu, pentru că, așa cum am spus, este cel mai mare sistem public și ai responsabilitatea pe umeri a destinului copiilor. Deci numai din această perspectivă, întrebarea pe care o ai la sfârșitul fiecarei zile, oare ce am făcut astăzi ajută? Dă, cum să vă zic, o anumită greutate pe umeri. Vă simțiți politician? Am noțiunea de mandat, pentru că am învățat-o în organizațiile studențești. Explicați un pic. Adică, atunci când reprezinți alți oameni, în cazul unui politician care te-au votat, în cazul studenților cei care te-au ales, da, lider de organizație studențească, trebuie să respecti ceea ce spun ei că este important. Trebuie să susții drepturile lor sau ceea ce ei consideră că trebuie făcut, indiferent uneori de părerea ta personală. Și atunci am această noțiune a datoriei unui reprezentant al oamenilor, că asta sunt politicienii până la urmă, de a respecta mandatul dat. Ați făcut ceva în 2 ani de mandat, dar ce ați face totuși altfel? Aș accelera anumite reforme. Adică mi-a păsat mult, având cumva traumele trecutului, să mi-aloc suficient timp să le discut pentru a nu fi imediat schimbate după ce se schimbă un guvern. Dar cred că uneori anumite reforme trebuie accelerate. Puteți enunța una dintre valorile liberale în care credeți? Sprijinirea potențialului fiecărui om. Această unicitate și șansa să mergi cât de sus ți-a dat Dumnezeu talent și cât de sus te duce munca ta, este un concept profund liberal și care cred că ajută foarte mult în reforma în educație. Faptul că nu lăsăm pe nimeni în urmă, dar fiecare își are rolul lui și locul lui în societate, e ce va face până la urmă orice societate una de succes. Ligia Deca, capitan de vas care n-a condus un vas, n-a apucat, dar nu se știe niciodată. Mulțumesc pentru prezență. Mulțumesc. Ne revedem curând la podcastul Liberalii. Numai bine!